Și faci mă acolo. Și faci, treci în coace, treci în coace. Nu faci. Eu cred că am pus la un leu. Asta am zis. Atât ce vreau pentru soare. Dar până într-o soame, de ce zici că e închis? Ce bateți, mă, boilor? Nu vedeți că e închis? Găgare, nu acum, că aici nu suntem la Chișinău. Ce vreți? Vrem să vorbim cu profesorul. Am auzit că are nevoie de oameni. Vrem să ne angajăm. Vrem să dăm interviu. Cum te cheam? Iuri. Și pe tine? Gagarin. Iuri și Gagarin? Păi și Laica unde-i, mă? Plecă-ți dreacul de aici. Cine asta, Laica? Cățaulaca. E primul animal care a zburat în cosmos. Înaintea lui Iuri Gagarin. Adică tu vrei să spui că faci mișto de noi, nu? Băi, dar eu pe dânsul mănânc, blea! Hai să mergi, hai să mergi, băi. Profesore, noi doi împreună îi babardim pe frații Clopotarul și pe Pralea Spălătorul. Să n-am parte de cei mai spun dacă nu e așa. Cuvintele tale îmi gădile timpanele în mod plăcut. Nu mă așteptam să fie așa profund. Dar totuși e garanția am eu că oamenii tăi nu fuge cu marfame. M-am gândit la asta. Ei, eu zic să ne căsătorim copiii. Așa nu ne mai tragem unul la altul, că nu suntem nebuni. Uită-te la Jean. Uită-te și la Fita. Parcă e făcuți unul pentru altul. Să rămână mult, tăticule. Eu o iubesc pe marinera, să moară familia mea dacă nu. Nu! De ce nu, mă? Deci eu nu m-am mărit cu Jean, să mor. Hai, lasă! Nu mori așa cum vrei tu. Ca să-ți dovedesc că eu spun fapte, nu vorbe. Uite. Poftim. Aici marfă de 100.000 de parai. Iată. Să fie într-un cel bun. Cu scrule. Mamă, zi ceva. إذا تقترب من عندي واحد واحد قتله وين لسه صار قنبلة شايفين خالد
Calm, băieți. Ia mâna, ia mâna! Terorist kamikaze amenință cu bomba. Mâinile sus! Ia mâna, ia mâna! Ia mâna! Bă, voi n-auziți? Sunteți nebuni la cap? Vreți să murim cu toți ca șobolani? Aruncați-vă pe geam acum până nu-i vrea să zic. Veniți sus, urgent. Respectați indicativ cărarea. Repet, indicativ cărarea. Da, mamă. Da, mamă, da, da. Dar m-am săturat să stau singură în casă, tu. Păi cum, toată ziua n-am nimic de făcut. N-am prieteni, n-am bani, n-am mașină, ce dracu să fac? Unicornel, la servici să-l ia dracu. Hai, pa! Ia mâna după mine, dobitocule, n-auzi că eu nu sunt vinovată? Dar ce ești? Educatoare, am fost răpită, jur! Ia-o! Nu! Bă, diplomat! Suntem diplomați! Cerem imunitate! Bă, voi ați nebunit? Voi credeți că sunteți în America aici, vă? Asta e România, vă, băieți! Hai, luați! Hai, hai, hai! Frate, cum v-ați descurcat? Ia, servește cu noi. Nu, m-am lăsat. Fumează. Sunt geniale. E un fel de tutun tratat cu ardei iute. Ia. Hai. Te rog. Asta fumează bărbații adevărați. Da, nu pentru asta v-am chemat eu aici. M-au sunat aia de la FBI să mă ferici. Pentru droguri? Nu, dragă. Astea sunt flacuri. M-au sunat să mă felicite pentru teroriști. De 10 ani îi aveau sub observație, frate. Da. V-ați descurcat foarte bine, bravo. Dar eu nu înțeleg de ce nu i-au săltat până acum, adică erau acolo. Da, erau acolo și ai venit tu și ai săltat tu. Poate din cauza că n-au făcut nimic. Și știi de ce n-au făcut nimic? Nu? Pentru că erau agenți FBI infiltrați într-o rețea de traficanți de droguri turco-orlandeză pe care tu i-ai deconspirat, Cornele. Am acționat conform procedurilor, șef. Ai acționat conform procedurilor? El a acționat conform procedurilor! Ce e aia, mă? Tu ai acționat conform tâmpeniei tale! Ce procedură, mă? Tu ce e? Îmi dai mie lecții? Tu, care ai avut o carieră plină de succesuri! Dar aveam informații, șeful. Ce spui? El avea informații, ei, te-ai informații, mă! Bă, taci, mă, idiotule, mă! Cine ești tu, mă? Spune mie, mă! Ești un incapabil! Ești un papagal! Ești un gândac de bucătărie care... Cine dracu l-a dus pe asta în poliție, mă? Vară. Salut! Salut, cumete! A, nimic, probleme cu idioții mei. Ia să-mi trimiți tu mie un șofer. Da, că vreau să mărit mireasa. Da, mireasa. O am în fața mea. E albă și pură ca neaua. Acum vă apuca reabilitarea termică. Ce-i dragă cu șantierul vostru? Bă, lasă pe camera, bă, cum ai nebunit, băi! Nina!
ce vrei, mă? Nina, te rog, intră în casă, că te văd toți vecinii dezbrăcată, mă. Ești, mă, vadă, eu atât de aia nu mai pot, eu. Corni! Da? Știi ce am găsit azi în revistă? Fii atent. Miliardarul Sorinel Porumbean i-a luat nevestă un cal pur sânge arabă, frumuseți, băi. Uite și uite, mă, ce albă, băi. Și stau, mă, prostii în cap, dar mă, prostii, mă. Bravo lor, băi. Asta e exact ce zic eu, că-i respect pentru soție, băi, Corni, băi. Păi tu ce mi-ai luat mie, mă, în 6 ani de zile, bă? Nimic, nici măcar o rablă de mașină nu mi-ai luat, băi. Dar mi-ai cal pur sânge și arab. Dar pentru ce trebuie ție cal, Nina, să te duci cu el după ajutorul de șomaj? Bine că ești tu deștept, bă. Cu salariul tău de polițist. Păi. Amărâtul secție ești, băi, Corni, băi. Mai, mă, Nina, că știi de la ce buce meseria, mă. M-ai spus că te măriți cu mine pentru că mă iubești, nu pentru că vrei să-ți cumpăr un cal, nu? Mă, tu te-ai supărat? Păi nu, dar... Dar eu te iubesc, Corni, ce ești fraier așa, mă. Dar nu te iubesc eu pe tine. Cum să nu te iubesc, mă? Mă, prostule, mă, mă, te iubesc, mă. Numai că iubirea zboară, Corni. Și uite, așa rămân măritat o viață întreagă, cum prosta rup în cur ca tine, băi. Te mai apucă toți nervii, mă, băi. Nina, te rog, oprește-te! Ce, Nina, 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 băi? Eu am fost mis bărlat, băi, Corni, băi. Tu ai uitat, bă, de unde m-ai luat, băi? Tu ai uitat, mă, băiatule, mă, trofeu orașului am fost, mă. Toți uitau la mine, toți mă plăceau, eu am plecat cu tine. N-am uitat, mă, Nina, dar ce încerc tu acum, e absurd, mă! Absurd? Da, absurd! Absurd? Da! Nu mai păcăle tu cum aduci la București? Și cum mă duci la shopping, la mall? Și cum mă duci la McDonald's, mi-ai Happy Meal? Și nu te-am dus, mă, nu te-am dus la mall, mă, nu ți-am cumpărat mânghețată, ți-am cumpărat rochiță! Bă, fantasmez, băi, băiatul, băi! Mă, nu ți-am cumpărat rochiță, dar te-am dus, mă, Nina, mă, băi, nu înțeleg de ce ești nefericită, mă, nu înțeleg ce vrei, să-ți cumpăr un cal? Dar ce mână am față de cal? Ce mână am față de cal? Da, Nina, ai față de cal, dar de unde bani de cal? Ce vrei să dau un car, să o mor, să-mi vând țara? A, ce mă interesează pe mine ce faci tu, băi? De ce ori mă faci o doamnă? De ce ori am plecat în Italia, băi? Stați! Să tac, da? Da, taci, te rog eu frumos, taci! Eu o să tac veșnic, fii atent la mine. Ia să vezi cum știu să și tac, băi. Păi te rog eu frumos, taci! Veșnic, băi! Să te plictisești în casă, mai ai să discuți, băi! Nina, mă, te rog eu frumos, taci, mă, Nina, mă! Nu mă scoți din mansardă asta, am puțit. Nu mai ai discutat cu mine, băi, Corneli, băi! Băi, Corneli, tu auzi ce zic? Am auzit, mă, grata, am înțeles, am auzit! Mi-ai zbârlat, băi! Bună ziua, mă aflu pe strada Emil Gogu din sectorul 5 al Capitalei. Cunoscutele familii Bulancea și Falcă s-au adunat să petreacă la nunta copiilor. Marinela și Jean, zis Belferul, cunoscut pentru sumele imense pe care le pierde la casino, dar și pentru bătăile pe care le ia. Corni! Vină repede că-i nuntă pe strada noastră, băi! Se zvonește în cartier că darul de nuntă al socrului mic este de 1 milion de euro. Vom reveni cu amănunte. Camelia? Corni, vină, mă, că pierzi, mă! Corni, mi-a venit o idee. Auzi, dacă tot e sâmbătă și n-avem ce face, hai să mergem și noi la nuntă. Care nu? Nunta de la televizor, fata lui Bulancea cu Jean Falcă. Fata lui Bulancea cu Jean Falcă? Ce treabă avem noi cu nunta asta, mă? Ai, mă, iubitule, mă. Mă, încă-mi doresc tare să merg la nunta asta, nu, băi, Corni. Tu știi că eu n-am fost niciodată la o nuntă de baștare. Te rog, mă. Măi, Nina. Și ne dăm granguri, băi. Corni! Nina, mă, tu înțelegi că n-avem ce să căutăm acolo? Ce? Cum să mergem, mă, la nuntă? Mă, te împușc în sfânta zi de sâmbătă dacă nu mă duci la nunta asta, să mor eu dacă nu! Uite bine în ochii mei, băi! Nu mai gata, m-am supărat pe tine, băi! Nina, dă pistolul, te rog! Nu ți-l dau! Termină, mă, dă pistolul în coace! Corni! Dă pistolul în coace, ai nebunit, băi! Ești dusă cu capul, ce-i? Mă, ce ești fraier așa, mă, de fiecare dată, mă, de ce mi-ești tu spontanul ăla? Vreau și o să merg la nunta, mă, ce mare lucru, mă, mergeam și noi cine sunt Falcă și cu Bulanci, ai idee, tu ai nebunit? Da, mă, sunt niște bandiți, mă, așa, și ce, mă, ce mare chestie, mă! Sunt niște bandiți! Unde pleci, mă? Stai, mă, că n-am terminat! Unde duci, mă? Mă duc să mă răcoresc după toate prostiile astea pe care mi le-ai spus, e sâmbătă, da, sunt liber. Oricum ai făcut praf sâmbătă asta, pa! Corneli, stai, mă! Praf cu naibii! Corni! Petrecerea!
să merg singură, nu? Mă duc singură. Și cum ca de copii în față că stăteam, mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat cu toate oamenii și tot ce mi-amintesc că vreau sunt ochii tăi. Pentru socru mare, pentru Titi Falca! Bă, nu o să înțeleg niciodată ce-i mintea femeilor. Lasă-mă, Cornele. Pe mine m-a părăsit pentru un fotbalist. Zice că acum o bate la mai tare decât o băteam eu. Virgile, dar eu o iubesc, bă, eu încerc să înțeleg ce-i în mintea ei și nu merge, mă, nu-mi iese. Ți-am mai spus eu cum e cu iubirea. Nu vă zăpădați? Ai un foc? Lasă-mă, mă, nu vezi că nu fumez. Foarte bine. Fumatul, băutura și femeia tăunează grav sănătății. Uită-te la mine! Stea cum cea mai mare avere, inima în mine plânge de dorul tău și nimeni n-o să te iubească cum te iubesc eu. Ochii tăi mă gândesc cât de mult ne iubeam și cum ca de copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc că mi spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești și tot ce mai. Ce muzicanții dracu' ăștia? Ce muzică e asta? Uite, mama Cireașa, nu-i place, bre! Bre, o manea de-aia adevărată să ne simtem bine! Te rog, e frumos, hai, suntem oameni civilizați. Ce-am făcut oameni de facultate degeaba? Pleacă-n un taxi, nu vezi? De plece, ce țin eu? Eu n-am treabă cu Mitoca nici cu inculții. Dacă știam că ești așa, Dan Blagiu, nu-l dădeam pe Jean după fata Matale niciodată. Never! Viață niciodată să nu spui niciodată. Never say never. Ai înțeles? Never say never. Mămică, nu mai pot din nervi. Mă duc singură la o nuntă. Dă-l dracului. Da, tu. Tu nu vezi că nu mă mai înțeleg deloc cu el? Uite, nici n-am cu ce să mă îmbrac, am numai haine urâte, n-am ce pune pe mine la ocazii. E, o să mă duc în curul gol atunci, na? Ce să fac? Tu învață-mă, tu, ce să fac? Știu! Nu nu-mi păta pentru tine în sân, că ce plângi? Nu, mă, lasă-mă în pace, te rog. Tu nu înțelegi că eu decât să mă mănânc bădăranul ăla de Jean. Mai bine mă sinucid, poate mă sinucid. Nu te înțeleg. Ești tânăr, ai mașină, ai garzonieră, ai bani, ești bogată, de ce să mă urcă? Că eu vreau să mă mărit cu un bărbat pe care îl iubesc, nu cu unul pe care mi-l alege tatăl. Seara asta vreau să mă fac pulbere. Vreau să mă distrez, mă simt bine. Băiete, dă și mie o vodcă. Și iarăși tu ai hotărât în gura fericitului tău, apostol Pavel, că cel ce nu lucrează să... La cofetăria lui Bulancea. Păi cofetăria Bulancea e... Foarte bine, își dumă acolo imediat. Păi doamne, mai bine mergeți pe jos. E păcat de Dumnezeu să cheltuiți banii degeaba. Mai n-au să mă duci, îți dau 5.000.
Doamne, mulțumesc, Doamne, pentru sfânta zi de sărbătoare, dacă nu curge pică. Bă, dar ce are aici, bă, ai făcut biserică, ce e asta, e plin de icoane. E capela Sixtină de Michelangelo. În portbagaj în cina cea de taină. De lumea asta e păcătoasă, doamnă. De-aia sunt atâtea războaie și cutremure și tsunami. Gata, uite că am ajuns. Doamne, mulțumesc că am ajuns la destinație. Uite bani. Puneți acolo în cutia mea. Bine, bine. Să-ți fie de bine. Doamne, ajută. Prietene, ascultă-mă pe mine. În viața ta, dar niciodată, să nu te măriți cu un polițist. Iubesc ca o toantă. Și el ce crezi, mă? Are amantă, mă. O săracă, o proastă. Nevasta unui coleg de-a lui, un papagal de la antidrog. Serios? Papagal de la antidrog, da? Da. Ești sigur, ești convinsă că e soția unui polițist de la antidrog? Convinsă. Acum ce faci, mă anchetezi? Nu, mă gândeam așa. E blondă? Da. Domnișoara are invitație? Ce invitație, băi, în cultului? Parcă de la țădăre pentru cea mai tare lăsătoare din buric din țara asta, ia dați 1000 de euro! Tu nu te uiți la Ceambal TV, băi, eu sunt Violeta, fata de aur. Tu pe mine mă cunoști o țară întreagă, ai auzit? Așa. Eu când la cele mai tari petreceri din România. Vă rog, vă rog, poftiți. A, vezi că ți-ai revenit? Mă așteaptă, băi. Da, da, da. 1000 de euro, să moară cu țăpare! Și moldoveancă pe deasupra. Și de ce blondă? Da. Și moldoveancă? Da. Am plecat. De ce pleci? Unde pleci? Mai stai, nu pleca. Te rog eu frumos. Dă-mi și mie numărul tău de telefon. Te rog eu frumos. Elma a fugit. Toți fug. Nimeni nu vrea să bea un pahar cu mine în cârciuma asta? Aici. Are domnișoara un foc? Cât și eu am o țigară. Domnul Corciu, și că vă cunoaște. Cine ești, domnișoara? Violeta, fata de aur. Și ce o să cânt jaga-jaga? Altceva știi să faci? Da! Opriți panorama asta de fachir! Și băgați muzică! Că vă iau la omor pe toți! Am înțeles, domnul Falc, am înțeles. Ce mama dracu? Doamnelor și domnilor, avem o surpriză mare pentru noastră această seară. Fata de aur de la Ceambal TV, Violeta, ne va cânta Jaga Jaga! Aplauze pentru Violeta! Să mă vadă cu un braț de flor. Mă vede o babă și-nc o babă, iar mă trec fior. Nu dă Doamne iar acasă, nu ți găsesc, e dorul tău înnebunesc. În șapte canul mă tine degeaba. Știi prea bine că privind atât cu tine meu, e să rămâi la mărba cu tine. În șapte jaga, jaga, în șapte canul. Bunonus foarte important, s-a furat mireasa! S-a furat mireasa! Și pe care este de-a noastră? Șapte, jaga, jaga, șapte, da, nu e chiar mai degeaba. Tu știi prea bine că tu vin prea mira cu mine. Hai să rămâi la mâna ta.
mașina asta al smerșilor. Trebuie să-i pun și mai nervos. Așa. Hai, Blacky, ca la ladă, uite, schițați, ca la ladă, uite, în stânga, în sânguri. Vezi-o cu sau în dreapta, uite. Gata! Iura! Iura ce-am găsit! Hai, ca sus, uite, așa. Hai, lasă-mi cu capul, Prințesa? Unde e, mă, Marinel? Stai, mă, s-a emoționat fata, s-a dus la baie. Ia auzi, mă! Domnișoare Marinela! Domnișoare Marinela! Domnișoare Marinela, vă rog frumos să ieșiți! Tata dumneavoastră nu mai vrea să fiți furată! A zis că dacă nu veniți acum, ne spargă! Să vă spargă, pentru că și așa sunteți niște proști, niște oligofrii! Domnișoară, ți-i rău? Poți să te ajut cu ceva? Omoară-mă! Omoară-mă, uite, omoară-mă! Vă rog, trageți pe dreapta. Iura, fugi-mi-a! Sinucizi degeaba tu? Pentru un idiot? Îți spun eu că n-are rost, am și eu unul acasă. Ești maritată cu un idiot? Sunt. N-aș mai fi. Lăsați-mă în pace! Domnișoare Marinela, vă rog frumos! Tatăl dumneavoastră a plătit deja o răscumpărare de 10.000 de euro pentru dumneavoastră. Ieșiți odată! Nu mă interesează! Nu știu, mai să mergeți vorbi cu profesor, nu știu. 10.000 de
idee. Și-ar fi să mergem la mine acasă. Stau aproape de moleacă de țuică, îi lasăm pe ăștia să te caute degeaba, ne rădim de ei tu. O să fie mișto, îți spun, hai să mergem. Nu putem să ieșim, că malul și sifonul pe partea cealaltă a ușii. Blochează ușa, blochează! E primul etaj, nu? Hai pe drumul, că mă grăbesc! Vă termin și urmă, da? Dacă nu te-ați dat două ore fără client, mai puteți da 5 minute. Am să o dracului de șaor, mă grăbesc, măi! Alo, alo, alo! Ai drumul! Da! Ceva și mai nebunit? Să nu te șaor, m-ai înțeles? Foarte mie, și-o dat atât în video decât ți-o plătesc, dă-i drumul, n-auzi? E asta e așa, m-am prins. S-a furat mireasa, ha? Ești frumoasă, mă! Ala la, ala la, s-a furat mireasa mea, ho! Dar ce-ai făcut, măi, omule? Ai schimbat icoanele cu gagici goale? Îți place, a? Asta nu-i nimic, să vezi ce am acasă. Pe la-i frate Miurelu Geamăn și e taximetrist. Eu sunt Gelu, Rachelu. Pe la-i fanatic religios. Păi știu ce ești, fanatic sexual? Păi ce să facem pe bușe? Fiecare se închide la Sfințelin, nu? El se închide la Sfântul Gheorghe, iar eu la Preacurvioasa Cinciolina. Sau cum te cheamă pe bușa? Marinela. Așa, Sfânta Marinela. Te rog frumos, pe aici, vă spun o secundă. Cornele! Corni! Ce-am făcut? Bani. Așa, gata. O gură de țuică. Cornele! Corni! Cine-i Cornel? Poftim? Cine-i Cornel? A, e soțul meu. A, niște țuică? Nu, mersi, nu mă lasă tata. A, înțeles. Eu... A, apropo de taică tu, auzi? Dă-mi numărul lui de telefon să-l sun, că poate s-o speria țăracul. Îl dai? Ești în regulă, că ești foarte stresată, ai ceva? N-am nimic. N-aș casă, nici mașină, nici bani. Poate că o să am după ce vorbesc cu tot. Dai numărul. L-am format. Ah, mersi. Da. Stai așa că n-au nimica, stai așa că n-au nimica. M-auziți acum? Ia zi-o. Deci am răpit mireasa și vreau o răscumpărare după tradiție. Stimate domnișoare, dacă așa cere tradiția, plătit! Auzi? 4 sticle de whisky și 200 de euro ajunge bine? Cum? Și azi frefe de la măi că vine fripturile. Domnul Bulanger. Poftim? N-ați văzut cumva mireasa că eu am furat-o, dar am pierdut-o. Aveți fix 45 minute să facem schimbul. Ați înțeles? Deci mireasa contra 1.000.000 de euro. Fără poliție, bani în pungă. Îmi plac lumele proste, mai erau 4 râs de mufaslan și un tort. Dubitocule! Nu-i nicio plumbă fără 1.000.000 de euro, pițipoanca ta, nu se mai întoarce la nuntă. Ți-o omor, bă, clar! De ce mai fac pițipoancă? Pentru că asta ești, o pițipoancă de 1.000.000 de euro.
Rodica, avem o problemă. Ce e, Vienele? Știi, crimina pe care eu necunosc ne-a furat fata. Da, stai liniștit. Așa e tradiția, stai liniștit. Și pe mine m-au furat la nunta noastră. Da. Să-mi țin minte. Da, da, pentru tine a plătit două savarine și o sticlă de țuică pentru Marinena. Deci iar 1.000.000 de euro. Știu? Cum auzi? Eu nu înțeleg, eu vreau o explicație. Vrei explicație? Da. Îți dau o explicație imediat. Tu ești viitorul meu. Datorită ție o să fiu o femeie cu foarte, foarte mulți bani. Acum pricepi? De unde bani? De la tactul. Vorbesc serios? Ne-au răpit copilul? Comisare! Comisare! Ce profesor, de probleme de familie ai? Nu se avem berea mare, veniți cu mine. Nu faceți panică. Să vă aici. Nu mă percei de ei, s-a cuibat dragostea. M-ai răpit? Da. Mulțumesc. Ce? Măi! Măi, fată, măi! Stai, mă, fată, mă! Mă, mă! Ce arătare asta, mă! Cine-i mireasa? Fata lui Bulancea, ce-i asta, mă, corni? Un cal. Un cal? Un cal. Da, mă, femeie, vreo cal, ți-am luat cal. Mă, corni, tu te-ai țignidită, mă, ce dracu ai adus jibina asta la mine în casă, mă? Ce caută fata lui Bulancea aici? Marinela. Cornel. Mă, femeie, ce caută fata lui Bulancea? Marinela, fata lui Bulancea. Băi! Cornel, soțul. Ce să fac dacă muream de curiozitate? Uite, am fost și-am răpit-o pe asta. Acum o omoară mâna. Nina m-a înșelat cu un polițist. L-ai înșelat cu un polițist? Eu sunt înșel, mă? Dacă eu vreau să înșel, băi, băiatul, te înșelam și eu cu cineva mai plin de bani, mă, nu cu un prostar rupt în cur ca tine. Pricep? Lasă asta, ce facem cu ea? Ce facem? O luăm, o ducem la nuntă, spune că... Nu, mă, nu mai trage, mă, de ea, așa, mă! Trebuie să mergi la nuntă. Eu nu mă duc la nuntă să mă mărit cu un idiot! Ea m-a răpit, eu stau cu ea. Ai văzut? Ce-ai făcut, femeia? Ai răpit-o disperată? Pe cum ieși din situația asta? De cine ai venit, mă, la nuntă? De cine ai venit, cum, mă, de ce n-am venit? M-a dus să vă cu băieții! De eu! Nu! M-am mărit cu Jean! Șșș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 
acasă aici? Mă răzbăi, mă vite și arată mie zbui. Băi, femeie, tu stai să faci tu. Tu stai să faci tu. Și am răpit-o. Mă, ce bani? Te convesc cu mintea de rău de mă. Nu înțeleg. Cine a avut curajul nebun să se pună cu bulacea și cu fafă? Cine e ăsta, mă? Asta este un scenariu de atac, profesore. Te împușc. Să moară mama soacră dacă nu te împușc. Liniștește-te! Cetează. Suntem între noi, cei mai. Tăticuțule, eu nu înțeleg de ce tocmai mie mi se întâmplă la așa un chinion, dar nu înțeleg! Fratele meu, ca să înțelegi că ești un prost, trebuie totuși să fii deștept. Deci, asta e problema ta. Stă-te la o parte, brută, trebuie să vorbesc cu soțul meu. Acum! Doamne, nu se poate, șeful e în ședință. Cum adică? Marilena poate să moară dintr-o clipă în alta și lui iarde de ședință dacă o torturează, dacă o violează. Dar ce știi tu ce e aia viol? Știu. Cum? Am făcut 5 ani pentru asta. Tot rahatul ăsta e pus la cale de un dușman. Asta este mâna lui Pralea. Care Pralea? Ăla cu spălătoriile? Exact, neamul spălătorilor. Cel mai nenorocit dintre noi. Nu are cuvânt, nu are onoare, nu are nimic sfânt. Precis, Marinela, a căzut în mâinile lui. Tăticuțule, lasă-mă pe mine să mă duc după nevastă mea. Părarea va plăti pentru tot ce a făcut! Du-te. Du-te, băiatul meu. Du-te și arată-le cine este clanul Falc în orașul ăsta. Să rămână mult, tăticuțule. Părarea va plăti în scump pentru ce a făcut!
scuze. Fai la noi! Am desfăcut băbușoiul! Nii de profesorul ăsta Toblea! Ei, și pentru dânsă-i 2 kilograme de făinuță, a? Ăsta, unic atât. La banii lui, ei, la 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 la, hop! La 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 la, hop! Petrecere! Petrecere! Băi, nu, amu, ce să sun pe toți băieții noștri din București să vin la noi să facem petrecere! Petrecere! Hai! Sun-o pe... Mașa! Mașa! Luba! Luba! Olea! Olea! Bunica! 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 Bunica, dar și bunica! Bunica bate toba! Bunica bate toba! Bă, dă-i tâmpii, bă! Unde Marinela? Jeane, trăiți arceai! Să moară prietenele mele dacă știu ce vreți! Luați-l! Jeanne, stai! Băi, Jeanne, Jeanne, să moară! Taia, mă, mâncată! Băi, Jeanne! Bă, Jeanne! Jeanne! Jeanne, să moară familia mea! Să moară în pâncărie! Jeanne! Jeanne, jur pe Biblie! Băi, unde-i Biblia? Jeanne! Băi! Totuși, unde-i Biblia? Comisare, negociază tu cu ăștia că pe mine mă ia cu călzări. Vă vorbesc din partea domnului Pulancean. Deci? Dacă în 9 minute aduceți mireasa înapoi, nu să pățiți absolut nimic. Clar? Șeful meu l-a recunoscut după voce. Suntem morți, a intrat poliția pe fir. Nu, eu ies din chestia asta, abar n-am, te descurci singur, abar n-am ce faci de aici. Cornel, te rog frumos, ajută să mă răbească, e singura mea șansă să scap din căsătorie asta idiotă, te rog, ajută să mă răbească, te rog frumos. Mă interesează, mă, nu mă interesează ce faceți aici înainte, mă autodenunță în momentul ăsta. Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni niciodată. Cum mă iubești, mă, femeie, că m-ai înșelat cu un polițist? Cum mă iubești? Da, mă, m-am culcat cu el. Dar să știi că în fiecare secundă eu numai la tine m-am gândit. Corne, uite-te în ochii mei. Tu vezi cât sunt de tristă. Cornel? Dacă plece, va fi acuzată de răpire și va intra la închisoare. Mă sinucid! Să moră dacă nu mă sinucid! Mă arunc sub copitele calului! Copiii noștri o să-i condamne pentru tot restul vieții tale, băi! Criminalule! Care copii, Nina? Noi n-avem copii, mă, Nina. Dar o să avem. Nu-i așa, Corni, o să avem. Tu vrei să avem copii? Tu vrei să rămână copiii noștri fără mamă? Zi, mă, rupe-mi inima în momentul ăsta, mă! Tu vrei să rămână copiii noștri fără mamă? Bine, mă, mă, Nina, gata! Gata, Nina, gata!
Stai că vedem, ieșim noi cumva din situația asta. Bine, bine. Dar facem numai cum spune. Normal. Normal, Corni. Iubirea mea. Iubirea mea. Gata, Nina. Nina, gata, Nina. Shane, evite! Altele de dor, voi! Voi care ne-a venit tot ce vrei! Ne-am casă, ne-am bani, ne-am tot ce vrei, dar nu mai ne-am colat cu voi! Unde Marin era, mă? Nu știu, ai greșit adresa! Băi, s-a dus ceva, mă? Bă, oprește-l! Băi, s-a dus ceva, mă? Uite cum plângesc la șeful. Vrei să vă mor? Nu, Shane! Taci, mă, bă, s-a dus ceva. E telefonul tău, Jeanne. Cum? E telefonul tău. A, știam. Da. Tata, să rămână, tata. Nu e aici. Bine, venim acum. Să rămână, tata. Pa, 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 pa. Adică să mergem, că ne așteaptă tata. Lasă-l dracu pe gunoiul ăsta. Doamne! Mulțumesc, Doamne, că m-ai scăpat cu viață. Jur că o să mă răzbun pe tocan, Falcă! Jur răzbunare! Lasă-mi mâinile cu asta! Lasă-mi mâinile cu asta! Că-ți pierd serviciu! Știa cu e nunta aici! Ia hai palea cu asta de aici! Ne ascultă, băi umflatule! Tu ce crezi că noi trecem pe aici să ne vadă lumea că avem girofar? Ia până loc când ea mama dracului! Tu nu înțelegi că naște o femeie la numărul 15? I s-a rupt apa, domnule! Să-mi e mizerul, pe deci până nu se termină nunta, nu trece nimeni pe aici! Ați înțeles? Ordin de la domn profesor! Hai palea! Să-și gătim! Stai să nu trecem! Stai să nu trecem! Gata, treceți! Treceți o dată! Nu mai cu tanca! Naiba de hoț, faceți ce vreți în țara asta! Hai, Mariane! Și dansați și voi să creadă ăștia că sunteți de la nuntă! Ce ai de dracu să... Am fost prea duri. Comisare, trebuie să creadă că suntem mai proști decât ei. Atunci sună. Alo? V-ați decis să vă luați adio de la mireasă pentru totdeauna? Să nu ne grăbim. Avem o soluție. Păticuțule! La spate, frate! Stai! Lasă vrăjala! Ori dai milionul de euro, ori nu se mai întoarce la nuntă. N-ai priceput? Surpriză când totul va determinat. Vă dau 2 milioane în loc de 1. Cum? Marfă de Afganistan, puritate 100%. 2 milioane, vă convine? Da, sigur. Cum să nu... V-am zis că o să meargă, ne-a luat de proști. Negociere, mă! Fii tot după răpire, intrăm și la trafic de droguri, ai nebunit. Treci în bucătărie, du-te în bucătărie acum! Bine, mă, mă duc. Dar mi-au șăcalul, ca să mai mănânce nimic pe aici. Hai, mă, să te hrănesc normal, ciufulitul naibii. Hai! Hai, mă, treci! Cornel? De ce nu vrei să iei drogurile? Că-i păcat de Dumnezeu. Faci tu pușcăria în locul meu? Așa gândiți voi, bogătanii, mă, numai la bani voi gândi. Nu e adevărat. Eu nu mă gândesc la bani. Eu mi-aș dori foarte tare să pot să iubesc pe cine îmi place. Dacă n-aș fi căsătorit, aș spune același lucru, știi? Da, na, e imposibil. De ce e imposibil?
Dar ce facem, Coscre? De unde luăm droguri de 2 milioane la ora asta? În portbagajul meu e mireasa. Marinela e în portbagaj? Nu, altă mireasa. Așteaptă să-ți o prezint. Știu. Alo? Ce mă doare capul, șeful? Mi-au spart fața, șef. Nu mă interesează, mă. Vreau mireasă. Mă duc în spate. Șefu, e un câine borbacaș. Ce câine? Nu știu. Marș! Gata, am plecat, șeful. Da, vai de mine, șeful. S-a furat mireasa, șeful. Cum s-a furat mireasa? Nu e. Te omor, ai înțeles? Vreau mireasa. Acum! Te omor! Ce-am făcut eu? Urăsc trădarea, dar iubesc pe trădători. Vorba lui unu. Cineva în încăperea asta trebuie să moară și nu sunt eu acela. Cine să moară, profesore? Tu, șmenar nenorocit, hey, care mi-ai furat marfă de 2 milioane de euro! Nu am furat nimic, sunt sorologie, dacă am furat eu! Fie de... Acum și ne-a furat mirea. Care? Ai de 2 chile de la mine? Exact, mișule! El ne-a tras-o. Să n-am parte de asta, amicul, dacă știu ceva de mireasa voastră! Bă, Jeanu, tu știi ceva? Eu nu știu nimic, tăticuțule, poate băiatul știu, dar eu nu știu nimic. Cuscă, lasă-mă să verific. Dacă au făcut așa ceva, eu mor cu mâna mea. Hai de, Jane! Acum vin, tăticuțule, mamă, ce tip de mardel am. Hai, Jane, vine! Acum vine! Tăticuțule! Tăticuțule! Mă doare! Întoși la soțul tău, nu înțeleg. De ce? Eu de mic am fost foarte răsfățată. Și tata a avut grijă să nu se atingă nimeni de mine. Eu am mereu 2 bodyguards în spatele meu. Zi și noapte, acasă, la școală, oriunde. De aia n-am niciun prieten. De-aia nu m-am mângâiat nimeni niciodată. De-aia nu m-a sărutat pe mine niciun băiat. Nu mint. A încercat unul și a avut atâta de suferit. A stat 2 săptămâni în spital. Era bolnav. Nu, i-au rupt o coastă și o mână, brutele alea care stau în spatele meu mereu. Și nu înțeleg cum se poate, pentru că tata este așa un om bun, dar e... E poet! Scrie poezii? Da. Spune și mie o poezie, nu știu. Ce să fac? Spune o poezie, spune ce a scris, una din ele, nu știu, abana. Mi-ai zis cu o poezie? Da, da. Bine, stai. O să zic doar 2 versuri, dar e poezia mea preferată. Da. Când ochii nu mai văd că dragostea e oarbă, în jurul-mi poate fi prăpăd, căci eu fumez o iarbă. E foarte tare, e foarte tare, pe bune, serios. Dar cum se numește? Iarba pe uliță. Iarba. E o metaforă. A, metaforă. Tata a scris. Tata e un geniu.
mulțumesc. Pentru ce? Pentru că m-ai ascultat. Și pentru că ești prima persoană căreia eu am zis poezia asta. Pentru că e pentru prima oară în viața mea când mă simt liberă. Mulțumesc, Cornel. Sunteți în stare de nimic! De nimic! De nimic! Aduceți-mi sapă de lemn! Șeful, eu n-am băut, n-am adormit. Ce să fac? Uitați, eu stăteam, uitați așa, la slujba de după masă și... Doamne, iartă-mă! Poate, cu capul de volan! Ce să fac? Nu mai știu nimic! Oricum ești un idiot. Hai mă, unde umbli, Cuscri, unde umbli? Te caut de 5 minute. Hai că am aflat cine te-a făcut la lanț. Cine? Doi basarabeni. De unde știi? Au sunat băieții mei. Auzi, și că moldovenii fac chef mare cu prietenii lor, cu praful lui Matale la ei în garaj. Sunt momente în viață când trebuie să-ți umpli mâinile de sânge ca să-ți faci dreptate. Acest moment a sosit. Să mergem. Ce fac, merg și eu? Tu mai bine găsește în fata, că altfel faci părnaie până în crăpi. La câte șpagă ți-am băgat în trăiesta. Ai înțeles? Cornel, da să trăiți. Vin imediat, da. Ce-i, mă? S-a furat o geantă cu droguri de la nunt. Mi-a spus șeful meu, comisarul Cânep. Comisarul Cânep, e nașul mare. Poftim? Ce? Comisarul Cânep, e nașul meu, e prieten cu tata. Băi, nu mai înțeleg nimic, băi. E dezastru, băi, trebuie să plec. Stai! Cornel, te rog frumos să nu mă dai pe mâna lui Jean. Te rog. Mi-ați dat telefon ceva de geantă cu droguri. Exact. Fratul cineva din zonă. Aveau pontul. Treaba de ce faci, pe cine anchetezi, nu-i mai duci marfa, clar. Ma. Dar dumneavoastră ce căutați de anunta asta de interlopi? Eu sunt aici, în misiune specială. Nu te-ai prins? Undercover. Eu sunt nașul mare și curat peste pupăză, nu știu ce tâmpiți au furat mireasa și vor răscumpăra de 1 milion de euro. Serios? Caz greu, șef. Mie spui? Foarte greu. Dorele, Dorele, nimeni nu mă dansează când mă plictisez. Acum, drag, acum. Hai. Nu am și eu cu cine să dansez. Hai să-ți fac cunoștință cu soția mea. Dacă vrei să râzi pe bune. Nu. Te rog. Nu. Hai! Domnul comisar, vă cunoștiți, acesta este Cornel, colegul meu! Yeah.
Imbecililor! Unde-i marfa mea? Alea, dar tu trebuie să fii profesorul. Dar cum ne-ai găbjat așa repede? Unde-i marfa că vă fac ciur? Șeful, nu ne ucide. Stai din cauza lui șeful. Șeful, el a pus totul acale. Șeful, am trei copii acasă, șef. Și unul dintre ei am eu. Șeful, nu-i omoră. Băi, m-a trebuit să ne angajăm. Mă, cum prost. Dar la mișto. Ne-a trimis după cățaua laica. Și noi ce să facem? Ne-a răzbunat. A greșit, iartă-ne. Pentru asta o să plătiți cu viața. Nu pot să rămân, sunt un bun creștin. Legați-i și dați-le foc la coșmelie. Dacă îi scapă Dumnezeu, e treaba lui. Trandafir de la Moldova, te aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te aș iubi, dar nu știu vorba. Lunga-i lungă, iarba-i verde, șapii nu se mai vede. Dușmanii mei azi, dașa bolanii. Cu scrie, iartă-mă că te-am învenuit de furt, ești fratele meu, dar am o problemă. Ce-mi răscumpăr fata? Tăticule, mă duc eu și omor pe toți și o salvez pe marinera mea! Mucle, Jeane! După ce că am pierdut mireasa, vrei să pierzi și mirele? Cuscre, să ne gândim cum o prostim pe nenorocită. Chiar nu prostim pe nimeni! În joc e viața fetei mele, avem nevoie de bani. Nenorocita nu glumește. Iorele, ia mai pun o slujbă de aia la Trinitas, poate ne ajută Dumnezeu. O, șeful, vă cânt eu live! Și iarăși, iarăși Domnului să ne rugăm. E bine, Viorele, da. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ce-a fost verde sau uscat, măi, ce-a fost să spună. Nu mai lungă iarba-i verde, ce-a fi nu se mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, măi. Merge, ce merge? Se aude? Merge. Atențiune la mine că vreau să fac un anunț. Te-ai cad următoarele! 10 minute! Mireasa nu apare! Înseamnă că ambulanța vrea să ne trage țapă! Ușurel, sunteți la nunta fetii mele, unde e respectul? Sunt momente în viață când trebuie să înduri loviturile destinului. În astfel de moment, iacu. Lată vrăja la ambulanța, zi unde-i mireasa. Fata mea a fost răpită.
Răpitorii vor un milion de euro dacă nu omoară sau o violează. Oameni buni, de unde să fac eu rost de atâția bani la ora asta? Da la noi! Da! 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 30.000 de euro, 40.000 de euro, 75.000 de para, un ceas Rolex, un las de aur și 60.000 de para. Pentru copiii mei, 200.000 de dolari și un timbru cu cap de timbru, Jean și Marinela, de valoare nestimată, mă. În aceste momente grele de mare încorteală, partea mea! Haide, da, da, da. 100.000 de euro! 100! Un ceas Rolex din Elveția de 100.000 de dolari? 100.000 de dolari! Plus! Duce din aur! Plus! Două mașini de lux! De la Muntele Bastos! Bastos! Un suport pentru vin, Sestra, Murfa, Dar, din aur! Și un tablou original! 50.000 de euro! Car cu doi voi de maestru Grigoriu! Bravo! Cu doi voi de Nicolae Grigoriu? Oh, mișto să mă arăma! E groasă rău de tot, eu ies din chestia asta, numai gata. Eu mă opresc aici. Gata. Ce cu tine, mă, ce te-ai speriat așa? Eu o să mă aresteze dacă mai ține mult pe Marine la mult. Nu înțelegi? Șeful meu acolo, misiune sub acoperire. Nu înțelegi? Mai, mergem. Nu, 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 mergem. Cornel! Cornel! Păi nebunit, e un joc cu un milion de euro. Nu mă interesează nici un milion, nici 100 de milioane, tu nu înțelegi? Bă, să mergem. Nu, mergem. Cornel! Lasă-mă numai! Cornel! Cornel! Ascultă-mă! Taci! Cornel? Taci din gură! Pițipoancă obraznică! Crezi când m-am prins că-ți place de papagalul de bărbat meu, a? Crezi? Curvoai ca dracu! Ascultă-mă bine, de acum înainte facem cum spun eu. Ai priceput? Treci încoace! Treci încoace! Alo? Tata, a expirat timpul. Ai rezolvat treaba? O să ai o surpriză plăcută. Dar mai întâi vreau să știu că fata mea trăiește. S-o auzi? Bine. Mișcă. Treci încoace. Spune ceva frumos, tac tu prostituată mică ce ești. Zi. Da, da, ești un prost pentru că m-ai putut în facă pentru afacere, dar mi-e mai bine foarte că să mă culc cu Jean. De ce e? Ai auzit-o, da? Moșule, bagă bine la țeastă că nu repet. În fix 20 de minute ne vedem la cimitirul Sfântul Elefterie în fața cavoului familiei la Scarache. Alo! În fața cavoului familiei la Scarachi, s-a înțeles? Lași marfa acolo și dispari. Dacă vine poliția, fie cât ar rămâne acolo, definitiv cu mâinile pe piept. V-ai auzit? Spune mai tare, ai auzit? Am înțeles, Toarfu. Atâta dracu de scârbă cum este cam mie nuntă. Ați auzit? Plecăm de la nuntă și mergem la cimitir. Ai înțeles? Mișcă, treci încoace, dacă mai faci asta o dată, te omor! Treci încoace!
treci în coace! Treci în coace, om, să cumva fi ține, ai înțeles? Ești o proastă! Curat, Țipanco! Căluțu! Vino cu aici! Dacă tactul aduce banii, o să mori aici. Tu crezi că asta e joacă de copii? Care n-aveți, mă, somn și mă treziți la ora asta? Să-i boilă! O, să trăiți, domnul Falcă! Nu știam că sunteți dumneavoastră, că dacă știam că veniți, pregăteam și eu un grătar, o pomană și... Lasă! Ajutor! Sunt în stare de orice! Ce știi tu ce înseamnă sărăcia? Parvenita dracului! Merg numai cu Jeanne, zis vagabonda. Fără poliție și fără gabări. În joc viața copilului meu. Ia uite ce mai spune. Ia vină cu ce. Jean, ia tablou. Hai să-i pun la lanternă. Doamne ajută! Să ierte Dumnezeu. Taci, mă, că n-a murit nimeni. Pardon. Așa, bun, ușor. Ui. Stai. Așa, căluț. Trage-te, nu. Aveam un car cu trei boi. Așteptă-te, mă, te doamne, iartă-mă. A trecut timp, unde-o fi vagabonda? Vezi unde mi-a dat telefonul la ora asta în cimitir? Ihoria Brânci! Nu, ce da zicea că vine în 20 de minute, atât cu jumătate de oră. Dacă-i țeapa, am bârligat-o. Acolo.
să moară familia mea, a murit! A murit! Unde sunt? Nu mai țipa de nebun, că mă speri, ești într-o groapă cu mine! A deja murit? Ești bine? Spune ceva, te rog, spune ceva! Tu ești Violeta? Tu ești cântăreță, dar cântă la luni talariu? Da, eu sunt, dar nu mă cheamă Violeta, mă cheamă Nina! Nina? Aaa, deci tu ești nenorocită? Ce nenorocită, băie? Ești vagabondă? Ce vagabondă, băie? Aia, dar repetă pe nevastă! Cornel? Cred că te iubesc. Nu știu că n-am mai iubit pe nimeni niciodată. Marina, lasă-mi, suntem într-un mormânt, Marina. Mă jur că eu am fost, a fost criminalul să mor dacă nu. Care criminal? Bărbatul meu, m-a pus să sun să cer un milion de euro, să dau telefon, tot a zis că mă omoară. Dă mă nivelă, dar... Nu. Trebuie să mergem, Marina, trebuie să mergem. Acum, mergem. Cât e ceasul? Ha? Cât e ceasul? 4. 4. De ce? Băi, ce mișto e. A, da? Îți place? Ia uite tu ăsta ce cavou și-a făcut. Rudica, nu mai țipa în telefon. Stau ca un idiot și n-a venit nici dracu. Nu mai plânge. Taci din gură. Taci din gură. Taci din gură! Copilul nostru e pe undeva pe aici. Băi, de unde vrei să știu eu? În vreun cavou! Jean! Tu n-a apărut și ăsta, Doamne ferește! Fugi! Eu de la niște arabi, au ajuns la taică-tu. Acum îmi dau seama cu ce s-o ocupă comisarul cu nevoie. Am dovada și o să-mi dau în gât. Hai! Nu sunt droguri aici. Dar ce sunt? Sunt bani și bijuterii. Am încurcat-o. Măi, trezește-te, Malu! Mi-a fugit fetița și mi-a luat și banii. Bă, dar unde e Jean? Unde e Jean, mă? Hai să-l căutăm. Jeane! Jean! Ai fost la Monaco! Bă, dar sigur că am fost la Monaco, normal. Băi, ce mișto! Și stăteam așa pe plajă, știi, și fumam o țigară, știi, înțelegi? Și mă uitam după gagici și lângă mine și-a pus prosopul ghișir. Mihail Ardulescu. Ah, nu, Bruce Willis. Bruce Willis. Da, sigur că da. Tutti dei. Da, serios. Ah. Și eu cu tata l-am invitat să fac revelionul, știi, pe iactul nostru la Eforie Nord. Și are tu aia? Da, sigur că da. Dar stai să vezi că iactul meu are cramă, are piscină, te piși pe tine dacă... Vezi. Cârchii, tata! Tăticule! Tăticule! Tăticuțule! Aici! Venit! Aici! Jean! Jean? Da! Ce faci aici, mă? Uite ce să fac! Stau și eu de vorbă cu asta! Cine e asta? Ea este Nina! Nina, ei sunt familia mea! Încântată!
Ieși afară, dobitocule. Pe parașuta asta ordinară o omor acum. Ea mi-a furat copilul și mi-a luat banii. Nu eu, bărbatul meu fost! Care-i bărbatul tu? Cornel Nistor de la poliția antidrog. Cornel Nistor e soțul tău? Da. Mai un mic destul pentru o singură seară, a venit momentul să-ți plătesc răscumpărarea. Da, nu! Tataie, dacă tragi, o să o pățești ca să omor pe atât, nu mai zici să mă omor pe mine! Paștele, măsicin le-a furat. Șefule, a fost gașca lui Pralea, spălătorul. Dobitocilor! Vreau mașina acum. Acum! Acum! Eu pe lângă Lincoln și jeepul alb, eu mai am un Renault Megane RS galben care are 250 de cai putere. 250 de cai? Da. Frate. Da. Am și un cal mai mic. Unde e tu un cal mai mic? Acasă. Mamă, Nina, tu ești cea mai bengoasă gagică pe care am întâlnit-o. Deci dușmanii mei o să nebunească când o să te vadă. Auzi? Vrei să fii prietena mea? Jeanne. Duceți-vă să o luați pe Rodica dobitocilor. Să-i spunem lui tata unde am ascuns bani. Deci, păstrăm bani? Da. Hai! Economia religioasă lui Jean Falca, zis Belterul, unul dintre cei mai bogați oameni din oraș, a adunat sute de curioși, stăci de urăcască și un cal, cavaler de onoare. Se spune că nunta a costat peste 200.000 de euro, s-a sacrificat 5 porci, 10 bărbecuți, 2 viței și 10 de găini. Iar pentru petrecere, minii și-au dorit peste 50 de chelneri și 20 de bucătari. Va fi nunta anului în zodia calului. Costele, vină repede că mi-a venit o idee! Domnule comisar! Da, care-i vreau? În numele legii, ești arestat! Luați-l! Ce? Băi, ce să... Luați-l, mă! Ce să... Luați ce să pâmpă, nu înțeleg! Ce? Știu cum să facem ca să fim bogați! Așa e trei copchii, care zic că unul e a tău? Miș? Miș!